Salutare! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Ndodi. Noi suntem, ca de obicei, Ndodi și astăzi o să discutăm despre capitolele 31, 32, 33 din cartea lui David Friedman, Mașinăria Libertății. Capitolele numindu-se Este anarhocapitalismul libertarian și ca un bonus gratis, ăsta ar fi un alt capitol, socialismul, guvernul mic, stat. Guvernul minimal, statul minimal, anarhia și bikini. Înainte să începem însă, ca de obicei, vă aducem aminte, jos aveți un buton de like pe care dacă l-ați apăsa în clipa asta, algoritmul de pe YouTube o să fie foarte prietenos cu video-ul ăsta. De asemenea, tot jos, aveți un buton de subscribe dacă și un clopoțel cu notific de la... În urma apăsării căruia puteți primi notificări. Există o relație cauzală între apăsare și... Așa se laudă Google. Așa se laudă Google. Și de asemenea, jos în descriere o să găsiți și niște link-uri dacă sunteți cu dare de mână și vreți să susțineți proiectul nostru. În primul capitol din acest episod avem o temă foarte interesantă, mai ales pentru noi, libertarienii. Cei din afară de obicei confundă anarhocapitalismul cu libertarianismul, însă nu este același lucru. El vrea să facă o distinție între mecanisme și ținte. Nu? Asta ar fi. Da. Cum să ajungi la o societate libertariană? Păi prin rugăciune sau prin anarhocapitalism. Genul ăsta, nu? Și totuși, nici prin anarhocapitalism nu ești sigur că ajungi la libertarianism. Adică asta e diferența. Deci, dacă ai instituții create de piață, curți private, curs de justiție privată, agenții de protecție private și așa mai departe, nu ești sigur că vei ajunge la principiul unei agresiuni aplicate în societate. Dacă piața cere, să zicem, incriminarea consumului de droguri, n-ai ajuns la libertarianism, dar ești anarhocapitalist, pentru că asta cere piața. Și în acest capitol, David Friedman încearcă să apere libertarianismul, și spunând că, domne, prin anarhocapitalism, până la urmă, prin piață, prin mecanisme de piață, până la urmă vom ajunge la respectarea principiului non-agresiunii și la libertarianism. Spunând că este mai ieftin pentru un om să lucre mai mult de propria lui persoană și de proprietățile lui decât să semnaleze virtutea și să se ocupe de păcatele altora. Și să le incrimineze. Și datorită acestei diferențe de cost, libertarianismul va reieși, va reîmărci, va rezulta. Da. Vreau să traduc reîmărci. Deci, el dă exemplu aici cât de mult ar costa pe o comunitate să pună oameni dintr-o agenție de protecție în diverse scări de blocuri, în diverse locuri, să urmărească pe unii care și-ar injecta heroină. Costul este foarte mare. Stau oameni acolo cu aparatură, cu binoclu, să pândească pe unii care s-ar posibil, pentru că nu se știe dacă. Dar pentru a nu avea așa ceva în cartier, în comunitate, unii ar fi dispuși, să zicem. Poate niciodată nu are program fix. Persoana care se droghează, poate impredictibil, știi, așa știe. Îți dai seama că... Marțea la 7 vine. Plus că și aia, dacă știu că cineva îi urmărește, o să facă tot posibilul să se drogheze într-o zonă unde nu. Sau într-o perioadă de timp când nu sunt activi. Asta e o problemă interesantă, mică. Dacă tu ai o comunitate
care a reușit cumva să impună în general o regulă din asta în care n-ai voie X, ai niște proprietari care pleacă de acolo, din zona în care sunt aplicate regulile alea și face chestia aia. După aia nu cumva o să extindă, păi noi știm că faci, păi n-am făcut aici, da, da, suntem supărați. E alunecarea asta imediat între moralitate și legalitate. Dar nu se mută problema în altă zonă? Păi nu, să zicem că în zona aia e acceptat. Cum face el exemplu ăla între rural și New York. Bine, și lui îi place să analizeze. Deci marele argument ar fi că te costă bani. Interdicțiile nu vin gratuit. Un contraexemplu la el poate fi, păi, și de ce nu se întâmplă în lumea actuală asta? Deci dacă într-adevăr costul e mai mare pentru ăla care cere criminalizarea drogurilor, de ce avem criminalizarea drogurilor? Pentru că în lumea actuală, ăla care cere criminalizarea drogurilor nu suportă costurile și nu cumpără criminalizarea drogurilor. Da, el doar votează sau nu se opune. Doar își dă cu părerea, votează, regula, legea vine de undeva de sus, iar banii nu sunt luați. Nu lustră la personal. În America n-ai decentralizare la nivel de... Nu. Din punctul de vedere al drogurilor, la legalizării drogurilor, nu. Da, asta bine, e un fel acum. Cum a început să-și facă loc marihuana. Care nu e un drog, dar mă rog. Asta poate fi în favoarea lui, în sensul că dacă ea sunt concentrați, consumatorii pot câștiga licitația asta. Păi bine, teoretic și în lumea de astăzi, chiar și în sistemul păgubos pe care vezi episodul precedent, pe care îl avem astăzi cu voturile, tot există țări în care e legalizat consumul de anumite droguri. Da, sau măcar poți e decriminalizat. Și poți să spui că acolo, din punct de vedere cultural, sunt concentrați. Nu, dar argumentul contracentralizat. Ah, bine, și asta cu Portugalia poți să-l folosești, că uite, nu se decide la UE, se decide în Portugalia, da. Știi, doar că e mai mare localul. Ce vreau să zic de asta cu libertarianism și anarhocapitalism? Deci el se referă, uite, am mai discutat chestia asta. Prin anarhocapitalism se referă la faptul că n-ai un monopol al apărerii, o piață, la tribunale, la armată. Pentru un Rothbard, de exemplu, ăsta n-ar fi anarhocapitalism, ar fi doar anarhism. Nu trebuie doar ca apărarea să fie privată și e necesar ca și regulile să fie libertarie, ca să vorbim de anarhocapitalism. Dacă tu ai într-o comunitate o regulă care criminalizează drogurile, aia nu e o regulă libertariană. Da, asta. Prin urmare, n-ar fi o lume libertariană. Deci, prin mecanisme de piață, ai putea ajunge și la anarhocomunism, de exemplu, ai anarhism și piața cere, domne... Păi, dar nu e piață. Piața e despre schimburi voluntare, interacțiuni. Da. Asta e piața. Dacă eu vreau ca poliția să leapă Alexandru că el consumă droguri, asta nu e piață. E un schimb agresiv. Piața e despre sfera, totalitatea schimburilor voluntare. Nu pot spune că piața cere. Deci un schimb asta agresiv nu face parte din piață. Asta e, într-adevăr, una dintre găurile din argumentul lui Friedman, pentru că la asta mă gândeam și eu, că pe de-o parte poate să vină și să spună că, domne, piața este în așa fel, e ideea asta, că deci sunt două probleme aici. Prima dintre ele este cum agregi corect voința oamenilor. Da? Și poate că în felul ăsta el o și rezolvă, punând că, domne, voința oamenilor este agregată corect de o piață liberă. Ce înseamnă o piață liberă? Înseamnă că toate tranzacțiile din piața respectivă sunt voluntare. Nu există niciun fel de intervenție externă asupra coercitivă acestor tranzacții. Da, externă și coercitivă. Corect. Și de ce asta este varianta cea mai corectă, spunem și noi asta de altfel, de a agrega voințele unui grup, pentru că funcționează toate regulile corect, nu ai niciun fel de interferență externă și toate interacțiunile sunt voluntare. Cum altfel
ai putea să decizi mai bine care este voința unui grup. Știu, știu, ne întâlnim, votăm și majoritatea decide. Păi... Deci a hotărât o majoritate. Ce-am vorbit până... Ce-am vorbit până acum? Deci nu-i respect pe ea, da. Deci nu o să-i respecti, majoritatea decide este o metodă de a impune voința altora asupra unui grup. Cred că... Da. Și nici argumentul că trebuie să meargă lucrurile înainte nu ține ca argument, din cauza că dacă lași oamenii în pace, lucrurile o să meargă înainte așa cum vor oamenii. Da? Argumentul că tu vrei să meargă înainte așa, nu ține. Trebuie să lași oamenii în pace ca sau într-o relație. Sau să-i convingi de valoarea mai bună, da, pentru ei a mersului lucrurilor în felul în care l-ai decis tu. Etica argumentării. Nu, da. Aia nu e piața, aia ce numește piața nu e bine, nu știu dacă îi zice piață. Dar dacă avem preferințe agresive, pe așa și ce au democrația de acum e piață. Unii au preferințe agresive și ANAF-ul a fost executat acele preferințe agresive. Nu, asta nu e piața. Eu cred că Friedman zicea că într-o comunitate n-ar ieși să-i urmărească pe unii. E ca free speech. Din ce am înțeles eu, din ce a scris el. Deci el nu s-ar duce la unii și le-ar zice în afara comunităților să zică nu faceți chestiile astea. Deci n-ar fi agresivă, ci doar n-ar permite la ei în casă. Nu discută. Dar ei, ca nu să, face distinția asta. Să, da, ține de libertarieni. Și ca nu să în sensul că poți scăpa. Deci, ca să ai comunități conservatoare, nu o să ai drogați pe acolo. Nu, sigur, da. Da, ca să îi extragem ideea lui, uite, de exemplu, cred că sistemul final la care el vrea să ajungă este următorul. Ai, și acum ai spus tu, ai comunități conservatoare, da, în care nu ai drogați pe acolo. Ei spun, asta e comunitatea noastră, aici nu se iau droguri. Și vine unul în vizită cu droguri la el, pentru că la el acasă e voie. Da? Și problema se pune, această persoană va trebui să fie pedepsită într-un fel, sau agențiile de protecție între ele vor trebui să discute pe marginea acestei dispute. În sensul ăsta. Poate să apară argumentele pe care le dă el mai departe, sunt că în felul ăsta pot apărea sisteme de legi diferite. Nu săriți că avem și astăzi, da? În Thailanda, de exemplu, nu ai voie cu droguri că te bagă la închisoare pe viață. Pe viață. Sau, în Singapore, nu, Duterte în Filipine. Sau în Singapore mi se pare că te condamnă la moarte. E ceva de genul ăsta. Mai rapid. Da. Adică nu stau să-și cheltuiască bani cu tine. Ce ar face agențiile? Păi ar zice, uite, eu ți l-am prins pe ăsta cu droguri, ți-l dau înapoi și tu îmi dai un dealer de arme înapoi mie. De exemplu. Da, de exemplu. Da, inclusiv dacă într-o comunitate conservatoare nu ar trebui să vină cineva din exterior cu droguri. Un membru al comunității, să zicem, trece printr-o perioadă mai dificilă și se apucă de droguri. Dar poate e mai interesantă. Și va fi incriminat dacă este prins de către comunitate. Asta rămâne libertariană, pentru că și-a asumat înainte problema. Adera voluntar la comunitate, la regulile comunității. Da. Ești cum te duceam un club de șah. Accepti regulile, dacă întârzi, nu știu, marți. Și acum, prin extensie, dacă toți ar fi puritani, știi problema aia? Uh-huh. Dacă am avea unire în cugeți, gândire și simțiri, da? Dacă toți ar fi puritani, păi ar fi interese drogurile peste tot în lume, am spus toți, da? Ar putea fi. Nu mai e nevoie de regulă dacă lumea e puritană. Interzice o chestie care oricum nu... Asta ar fi varianta cealaltă, da. Ai interzice o chestie imposibilă, știi? Adică nimeni n-aruncă pe jos și tu interziști să n-aruncați pe jos. Da. Dar tins ca la salariul minim care este mult sub piață, știi? De ce e relevant? N-are... Tins să crezi că puritan fiind, dar interzice oricum, ca să fie sigur. Bine, și așa mai rămân și astăzi. Sunt tot felul de legi, artefacte din astea ciudate... Mi-aduc aminte, acum am văzut una cea mai recentă, care e foarte amuzantă. Nu ai voie în statul Michigan
să întinezi o, nu, să seduci o femeie nemăritată și să o faci să facă un lucru care să întineze onoarea. Wow. Asta e lege, deci care seducție, e în vigoare. Deci basically seducția da, e... Da, da, da. Trebuie doar să... Dar poți, libertarian, poți spune chestii de genul ăsta. Da, într-un fel. De când zice Rothbard, domne, e promisiune. Păi, care e diferența între promisiune? De ce nu poți asimila o chestie, uite, te iau în căsătorie? De ce nu poți asimila unui contract? N-ai semnat. Adică mie mi se pare... Da, că și care e? Am vorbit pe... Dacă vorbim pe Messenger, nu se pune, știi? Sau... Da, nu, da. Plus că e gentleman's agreement. Ne-am înțeles mai tare decât semnătura. Decât da, mă rog. Poți să... Semnătura poate să fie și o formă de neservistat. Eu ți-aș răspunde că poți să o asignezi, poți să o... Dar trebuie să ai toate clauzele și după, mai... Asta zic, da. Poți să o asimilezi unui contract, dar clauzele de ieșire sunt zero. Nu, sau și alte chestii. Într-un contract te asiguri că pui tot felul de bucățele care ar putea să apară. Pe când într-o discuție ar trebui să discuți două zile. Și dacă se întâmplă aia, ce facem? Și dacă se întâmplă aia, ok, bine. Și atunci toată asta să fie înregistrată și ăla e contractul. Dar deja îți încurcă... Nu, dar ideea este nici nu... Că există reflexul ăsta în libertarie. Stai că e promisiune, nu e contract. Nu, aia a fost promisiune. Păi stai pe nici un contract ce? Păi asta încerc să-ți explic. Deci, care e diferența într-o promisiune și un contract? Da? Într-un contract sunt trecute clauzele de ieșire. La o promisiune nu ai clauze de ieșire. Da? Bun. Și vine următoarea problemă. Este promisiunea ca un contract? Da. Perfect. Atunci ce înseamnă asta? Care sunt clauzele de ieșire? Ce păi, să faci în jur? Păi nu sunt. Păi nu sunt aici. Dar dacă ai... Deci ai două opțiuni, da. Zi până la capăt. Dacă ai cutume, dacă ori să înțeleg părțile care sunt clauzele de ieșire, da. Ori, dacă nu să înțeleg, apelez la cutumele de la genul de contracte. De la genul de contracte de genul ăsta. Da. Da. De genul ăsta. Da. Ca ori să fie și, acceptat. Și care este cutuma astăzi când îți încalci o promisiune? Bă, n-ai obraz, dă-te în pisici. Și la revedere. Ce e mustrare? Da, mora. Nici măcar trisă. Da. Hai să revenim. Ideea care el reușește să demonstreze ceea ce și-a propus să demonstreze, că o lume anarcho-capitalistă duce la libertarie, mi se pare asta că e ultima lui teză. Că nu, teza din capitol. Păi și reușește? Mi se pare că argumentează cel mult că libertarianismul e mai tolerant, că mai fugi prin niște comunități mai... Ai șanse mai mari. Nefiind o decizie centralistă și nu știu ce, te duci prin nu știu ce comunitate mică, dar cu asta a demonstrat că ceea ce și-a propus să demonstreze, că o lume anarcho-capitalistă duce, da? Mi se pare că cred că absolut mai probabilă. În sensul că costurile, a băgat pe asta cu costurile. Costurile vor determina comunitatea anarcho-capitalistă să ajungă la libertarianism. Păi dacă ea sunt o minoritate, poți ata în continuare și... majoritatea conservatoare care își permite nu să își permită. Unde mi se pare că mare o greșeală când zice domnule, aia nu e niciun cost, cel mult enervează pe unii, știi? Păi da, oamenii reacționează urât când se enervează, hai să, știi? Hai să luăm un punct intermediar, pentru că eu când am citit partea asta mi s-a părut că l-am auzit pe Taix, pe Milton Friedman, pe care de obicei când majoritatea cuvântărilor lui împotriva creșterii capacității guvernului de a reglementa într-o parte și alta egalitatea salariilor între bărbați și femei și prostii de gen și alte chestii de genul ăsta, el mereu spunea următorul lucru și mi se pare că ăsta reiese foarte tare și din capitol. Zice, domne, dacă vrei să fii nenorocit, măcar să plătești costurile. Dacă, spunea Milton Friedman, dacă e adevărat că misoginii nu angajează femei și femeile sunt plătite mai puțin decât bărbații, pentru că toată lumea este latent misogină, păi înseamnă că tu pentru misoginie o să plătești un cost. O să angajezi bărbați, o să te coste mai mult. Da. Da? Și tu ești liber să fii misogin, dar măcar să plătești costurile. Da, pe când sunt și ceilalți. În felul ăsta... Dacă suntem toți misogini, nu mai apare
Tot plătești niște apare costuri. Cineva costurile care... sunt mai mari. Pentru în general. Că ori angajezi femei și plătești un cost moral că trebuie să lucrezi cu femei. Păi nu că ești misogin, să zicem, că misoginismul e mai puternic decât profit. Dar dacă ești misogin și tot angajezi femei pentru că ești lacom. Asta vreau să zic, dacă toți sunt misogini, dispare efectul, știi? Nu dispare efectul, pentru că în continuare ai compared to what? Da, spui, dispare efectul în lumea, în manifestarea fizică. Dispare efectul de a se vedea diferența, dar efectul de costuri rămâne. Dar efectul de costuri rămâne, tu tot plătești mai mult, bărbații. Nu se mai vede diferența. Dar prețurile tot alea sus. Pentru că tot ai un pool de muncitori mai mic decât ai avea altfel. Da. Și clar plătești niște costuri. A, plătești mai mult. Da. Deci care era diferența la primul scenariu? Că nu plătești cu mult mai mult sau ce? Diferența este între acest scenariu în care misoginii sunt lăsați liberi să facă ce vor versus varianta în care guvernul dă o lege care spune că femeile trebuie să fie plătite la fel ca bărbații pentru aceeași poziție și să nu existe niciun fel de discriminare. Și în clipa de față tu ai adus toată lumea în pool-ul de nu mai pierd nimic decât poate un pic pe parte, adică nici măcar pe parte fizică, pentru că ei în continuare poate să angajeze doar bărbați. Da? Că femeile o să se ducă să lucreze la aia care nu sunt misogini, dar sunt angajați pe aceleași posturi, deci prin lege trebuie să fie plătite la fel. Deci el nu mai pierde în niciun fel, nu pierde nici psihic. Ba da, dacă l-o obligă. Ce să-l oblige? Pune CEO, femeie. Păi asta, păi ce să vezi? Asta se întâmplă. Ce să vezi? Aici am ajuns. Asta se întâmplă azi, da. Deci pierde. Păi da. Da, numai că discuția pe care o avea Milton Friedman la vremea respectivă era înainte de trecerea legii egalizării salariului. Și în momentul dintre trecerea acelei legi el nu mai plătește și trecerea următoarei legi, așa, el nu plătește nimic. Nu... Plătește psihic, pot spune. Doar dacă angajează femei. Asta zic. Da, păi dacă... poate pentru el e mai rău decât... Preferă să pierdă bani decât... Dacă nu mai există nici măcar diferența de cost între a angaja un bărbat și o femeie, da? El nu-l mai împiedică nimeni să angajeze doar bărbați. Ba chiar e un câștig mai mare pentru el. Nu înțeleg. De ce? Eu înțeleg că pierde dacă el urește femeile și e obligat să le angajeze. Păi nu, că guvernul spune... N-am ajuns în punctul în care guvernul obligă să angajeze femei. Păi, discuția la vremea respectivă era să plătești femeile la același nivel cu bărbații. Da. Asta era discuția. Cel ce face, angajează doar bărbați. Angajează doar bărbați pentru că nu mai are nimic de pierdut. Păi da, da. Înainte ar fi angajat femei pentru că prefera... Bineînțeles că au avut de pierdut. Se ferește lumea ca de dracu, că știe că... Da. O să se întâmplă. Nu, dar hai să revenim la asta. Adică a reușit să demonstreze, mie mi se pare că n-a reușit. Adică contează tot preferințele alea culturale. Cel mult demonstrație e că e mai respirabil anarcho-capitalism, că tolerează niște insulițe, nu știu. Da, asta merge cu urmă. Dar că nu e asta, ținta lui e că anarcho-capitalismul duce la libertarianism. Da, dar mai că... Dar măcar e modest și zice că e poziția lui. Numai că poți să spui că din punctul ăla E mai ușor să ajungi la libertarianism în clipa în care nu mai există mitul ăsta că statul este legitimizat să facă orice. Da, chiar că e mai respirabil. Dar adică majoritatea problemelor pe care le întâmpinăm noi ne-a explicat că lumea e ok, e foarte receptivă la ideea să nu calci principii non-agresiunii. Dar nu înțelege cum se poate fără stat. Adică marea majoritate a problemei vine de la faptul că, domne, statul e peren, a fost mereu aici. Explicația lui, dar într-adevăr, să-i dăm dreptate și lucrul ăsta, explicația lui Friedman este că și dacă faci doar calcule economice, o să iasă ce vor oamenii. Pentru că, ce a explicat și înainte, până și săracul o să-și permită necesitățile când se opune unui lux pe care l-ar vrea bogatul. Dar și aici... Zice, dacă regulile ar fi făcute privat, numai că cum să ajungi la sistemul ăla în care ne permitem să
licităm pentru reguli private, trebuie să ai valori culturale, ca oamenii să ceară chestia asta înainte să vedem care ar fi regulile care apar privat. Trebuie să ai valoarea culturală în care zici, dar vrem reguli private, născute privat. Da, dar ai putea spune că te ajută instituțiile astea capitaliste, te zicea și Vali. Da, da. Te mai... Dar nu e suficient, mi se pare că ar trebui să ofere ceva mai mult. Dacă vrei, eu zic dacă vrei să spui că... Scuze, zi-te. Ai vedea chestia cu costurile. Deci față de acum, când o comunitate conservatoare plătește foarte puțin pentru retențiile pe care le are, nu plătește, e dispersat. Pentru că e dispersat prin taxe. E așa e populația. Nu plătesc din buzunar. Preferința lor este să taxăm firmele, da. Să taxăm nu știu cine, să taxăm vicioși. Deci taxarea pe muncă și toate. Păi da, e posibil ca să fie niște conservatori care nu muncesc, să zicem. Sau nu zic că majoritatea. Trăiesc sub... Și politicul e o oglindă, chiar dacă e imperfectă referința. Este o idee mai imperfectă. Deci costurile sunt mai mici. Ideea este că dacă ar fi pe piața liberă și n-ar mai exista taxare, costurile pentru a pretenție pe care le au ei vor fi mai mari decât acum. Înțelegi? Că iar arde la buzunar direct. Făcând etatiștii, fie ei socialiști sau conservatori, etatiștii vor să ia bani de la toți. Deci inclusiv e taxat și cel cu drogurile. E taxat pentru a îi se incrimina consumul de droguri. Fii atent, hai să o formulez altfel. Păi dacă statul e ineficient și e risipitor, așa. Nu înseamnă că ți-a bani mai mulți? Uh-huh. Bă da, ți-a bani mai mulți, dar tu nu-i vezi. Dar proporția... Nu, ți-a bani mai mulți decât... Costel, statul este legitim. Dar nu-i vezi. În viziunea populației, în tot ceea ce face. Prin urmare, ăla nu e un cost pentru ei. Dar deci, banii ăia pe care ți-a statul înainte să-i vezi, majoritatea populației nici nu știe că s-au dus. Îi interesează ce au în mână, restul nici nu-i numără. Și dacă 60% din prețul unui produs la raft îl constituie taxele, majoritatea populației nu înțelege chestia asta. Zice, domne, ce nenorociți sunt ăștia, uite ce scump s-a făcut cola. Apropo de asta, la Oșan, am văzut singurul loc în care am văzut chestia asta deșteaptă, pus la raionul de sucuri, afișe mari peste tot, în care spune că prețurile băuturilor cu zahăr au crescut datorită introducerii de taxe pe zahăr de la 1 ianuarie 2023. Sunt francezi, nu sunt american. Te-ai aștepta să... Comuniști. Bine, patria Lezeferului. Bine, lui Bastia poate mai... S-a transmis într-un decident Oșan, știi? Sau? Da. Dar e bine că fac asta. Nu, le frică să se pună cu statul, dar ideea e că plătești cu frica asta, știi? Uh-huh. Uite, de tu exemplu, nu lupti niciodată, nu? Un alt exemplu tot similar cu ăsta, un băiat ceh se plângea despre faptul că în America prețul la raft e pus fără taxe. fără TVA. Da, și la și casă. La taxă îți ia și TVA-ul. Și el era foarte nemulțumit de asta, spunând că, domne, de ce nu e pus prețul cu TVA direct la raft? Păi motivul e pentru că magazinul doar atât îți ia, restul îți ia statul. Și păi asta e metoda în care trebuie să știi. N-ai și în Europa nu știi. ANPC-ul n-a intrat SEIS. Acolo asta e regula. Unde? În Statele Unite. În Statele Unite prețul la raft e fără TVA și TVA-ul ți-l calculează la... În statele care au sales tax. Da, în statele care au sales tax. Că nu toate au. Nu mai. Uite, sunt foarte puține care nu mai au, mi se pare. Americanii rămân totuși. Până și la Emirate au băgat TVA. La nivel de stat nu e chestie federală la TVA. Da. Nu, argumentul anti-Friedman e că nu ajunge. Tot ce poți salva e asta. Că da, într-adevăr, te mai ajută, știi? Da, mie nimeni pare... nu poate să garanteze, Costel. Mie îmi pare utilă distinția asta. Apăsați butonul ăsta și vine. N-ai. Prin democrație putem trece la anarhocapitalism? Răspunsul da, putem trece. Da. Dar trebuie să renunțăm. Cam asta zice și Friedman. Dacă zici că trebuie valoare. Păi ăsta e și argumentul lui Friedman. Dar va trebui să renunțați la democrație. Da? După aia. Poți prin democrație să renunți la democrație? Teoretic, yes. Da. Renunți la stat.
La regula, nu, poți avea în firme, știi, regula majorității. Da, da, da. Dar renunți la stat. Nu mai e regula majorității, dacă e, poți avea nu, în firme. Pentru că este subsumată acordului inițial. Și problema cu democrația de stat este că nu avem un acord inițial. Da, un anim, da, da. La, într-o firmă, într-o asociere, ai un acord asupra regulilor pe care urmează să le folosim în această asta firmă. Ziceam, poate să fie, joc. Poate să fie joc. Și decide Gabi. Știi? Nu, nu da, trebuie să fie democrație, poate să fie autoritarianism. Nu, renunț la stat, asta vreau să zic. Da. Adică renunț la utilizarea coercitivă a regulii majorității. Iar ne anunță Windows-ul că trebuie să facem ceva. Bine. Adică, nu știu, preferam să fie mai specifică demonstrația. Adică mi se pare că seamănă cu asta. Păi și pe asta toale ajungem la manual capitalism. Democrația dea niște inputuri. Uite, dacă lumea e libertariană, da, se trece. Nu e... Păi tocmai asta e. Eu aș spune că astea sunt două puncte pe care el e, pe de parte e bine că le separă. Îți spune că piața nu e de ajuns, că problema libertariană rămâne una de etică, da? Dar prima parte a problemei, pe care el mi se pare că o sublinează foarte corect și spuneam în continuare și cu referințele pe care le făcea tatălui, piața este modul valid, singurul, corect de agregare, piața liberă, de agregare a voinței unui grup de oameni. Ceea ce asta este un punct despre care putem să-l mai repetăm 500 de mii de ani de acum încolo, până intră în mentalul colectiv, pentru că el nu e. Și să și repetăm urmă altă chestie, că la fel ca într-o relație, agregarea asta o observi după ce s-a întâmplat. Nu poți să ne dăm cu părerea înainte să se întâmple ceva. Bună ziua, ce ați vrea? Ați vrea peretele ăsta să fie roșu? Și oamenii se gândesc înainte... Și votează, eu pare că e o agregare din asta ca un sondaj, pe când agregarea prin piață nu mai e un sondaj, este o realitate. Îți dă informație cu bine, substanță. Și votul e puțin mai informativ decât un sondaj. Votul? Okay. Da, decât dacă un sondaj. Una e să zici aș vota cu Băsescu, una e să votezi efectiv. Intenție de vot și vot. La sondaj nu te doare gura și la vot nu prea te doare mâna. E cam același lucru. Nu. E puțin mai informativ. Dar al timp. Da, față de piață este tot un... Față de să votez cu banii... O cârpă cu pișat umed. Nu. Deci pot spune că la asta nu ești conștient de costuri, nu? Ăsta ar fi argumentul profund. Da, principal. Sunt mascate costurile în timp ce dincolo simți. Simți? Dincolo e din buzunarul tău. Vrei? Că nu poți să-ți maschezi, ești dincolo. Dar cine ar avea interesul? Ar putea. Orice se poate. O agenție de protecție. Ar putea, numai că... Ar trebui să subvenționeze cu costurile ei. Deci ea trebuie să achite o parte din costuri. De ce nu poți să aplici aceleași mecherii? Că scopul e să facă profit. Că dacă că imediat cum l-ai prins, îți schimbi agenția. Că nu te obligă nimeni. Asta ar putea. Că te plimbi de acolo. Ei, asta, ca să nu plec să aduc vorba acum de o chestie pe care zis-o Gabi mai devreme și care e de obicei un contraargument valid. Deci era de adineauri discuția că să face o regulă din asta, nu neapărat libertariană, dar toți hotărăsc la un moment dat ceva. Uh-huh. Eventual renunță la un drept. Și de multe ori lumea zice, nu știu dacă chiar asta voiai să zici, dar părea așa că, păi și după aia ești prins acolo. Ești prins în aranjamentul ăla. Și lumea zice, păi și cum dacă am greșit? Nu poți să te răzgândești? Sau adică era vorba de droguri. Păi și dacă eu sunt proprietar aici, am hotărât să nu se folosească droguri, dar după aia mă răzgândesc. Ce fac? Sunt prizonier regulilor că în același timp sunt și proprietar aici. Ce faceți? Doar mă goniți? Asta e tot ce se poate face? E specifică la asemenea. Nu, dar vreau să zic că și alții ar avea motive să mai schimbe diverse alte reguli. Și să zicem că o luăm așa de la un zero fără experiență, ai putea să faci mecanismul ăla de expirare a regulilor. Pur și simplu o renegociere. Da. Chestii din astea. Deci nu e musai că... Nu-ți convine pleacă în Somalia sau în Afganistan, cum să fii mai la mână. Poți să faci.
ce să, chiar să nu reușești să te înțelegi. Dacă poți? Nu te înțelegi, asta se întâmplă și astăzi. Da, să zicem că nu te înțelegi cu vecinii, neam. Lumea zice, de ce umbli cu puloverul ăla negru și îți face viața grea? Da, da, așa au fost preferințele tale atunci. Da, asta a fost contractul. Da, vreau zic că chiar dacă ai conflict, aia e, la un moment dat mai și pleci. Bine, îți dai seama că și agențiile alea, oamenii n-au chef de conflicte. Se gândesc, bă, dar poate ne sucim, poate, dacă devenim, uite, eram buritani și, nu știu, apărăm niște filme, nu mai suntem buritani. Hai să găsim o chestie, știi, de, la 10 ani ne renegociem contractul. Când ai semnat contractul, ai zis că hai să nu mă mai aici în cartierul ăsta. Pe a te dore buză după ce ai văzut un film sau nu știu, să te apuci de fumat. E, și de mână cu chestia asta, voiam să mai zic, până să nu plecăm din capitolul ăsta, că există foarte mulți oameni, zic că trebuie să ai o coerență din asta la reguli, trebuie impusă pe o zonă. Și aici deja primul argument este ăla vechi, în care ai deja diferențe între țări și uite ce se întâmplă, ce zici tu, Vali, mai devreme, ce negociază agențiile. Totuși să zicem că vor să impună neapărat o chestie. Ce se... Eu mă întreb de multe ori de ce există atâtea impuneri, că nu se justifică foarte tare. Ce vreau să zic e următoarea chestie. Oamenii de obicei vor să nu vadă măgării, să le numim măgării, lucruri urâte care cred ei că sunt. Ei știu că ele există pe lume, dar vorba aceea să fie la ei. Da? În același timp, când îți imaginezi că lași pe fiecare să facă ce-i trebuie lui și nu strică nimănui, oamenii nu-și imaginează cu adevărat că nu-i strică nimănui. Deci, de exemplu, tu zici, mă interesează pe mine ce face vecinul la el în casă? Și oamenii își imaginează mereu externalități negative care vin. Păi dacă dă pe treceri, te cotropește cu gălăgie, e gălăgie pe hol, vin tot felul de nebuni, lasă mizerie, umblă tot felul de oameni ciudați dacă sunt nu știu ce activități. Dacă totul este complet discret, n-are nimeni nimic de zis. Și ce voiam să zic cu toată povestea asta este că oamenii de obicei vor să impună obligații sau interdicții pentru că, de fapt, ei vor să scape de niște externalități negative. Și poți foarte ușor să scapi de externalități negative într-o lume anarho-libertariană pentru că ți-ai cumpăra apărare de aceste externalități. Tu ce faci apărându-te? Repetă, ce faci apărându-te de externalități negative? Te aperi de intrarea în proprietatea ta sau efectul asupra ta a unor lucruri care nu-ți convin. Dacă poți să cumperi apărarea asta, o cumperi. În același timp, tu nu-i obligi pe alții. E ca distinția aia pe care o cauți-o mereu să o fac, ca la free speech. Păi ce înseamnă la free speech? Poți să spui orice? Poți spui orice pe proprietatea ta sau pe o proprietate unde ți se permite. Eu nu sunt obligat să ascult. Nu sunt obligat să te las să spui orice pe proprietatea mea. Și aici intervine că iară externalitate negativă. Păi unul pe stradă o să facă nu știu ce. În primul rând, poate pe stradă n-are voie să zică chestia aia, poate de altă parte, eu mi-asum că merg pe acolo, s-ar putea să aud chestii nasoale. În același timp, dacă eu sunt în coale mele, eu sunt obligat să, ca astăzi, când sunt tot felul de demonstrații, și sunt de obicei stângiști care chirăie lângă tine, îți urlă cu megafonul în ureche, unde tu aveai, de exemplu, tu poți să ai o conferință privată și ei vin peste tine că e freedom of speech și îți chirăie acolo, nu știu ce. Nu, voi puteți să chirăiți oricât, dar eu nu trebuie să-mi intre. Nu plătesc necesar. Și nu plătesc costurile, știi, nu plătesc costurile. Birocrația... Ciolacul nu pierde bani din buzunar, știi? Dacă are un restaurant și au loc scandaluri pe acolo, da, pierde bani. Dacă e drumul, e la sala panatului, okay. Pe scurt, nu pierde nimeni nimic. Voiam să zic că oamenii vor să n-aibă parte de lucruri urâte. Mai bine ești apărat într-o lume liberă, unde îți cumperi apărare de lucrurile urâte, decât aici, în care, Doamne ajută, poate ăla pe care l-am votat, poate o să facă, am pe cine să dau vina, nu se întâmplă. Da? Asta e. Da, jocul ăsta al intoleranței e periculos, știi? Mm-hmm. Când Iisus spune cine scoate sabia de sabie va peri, cam asta se întâmplă. Cam asta se întâmplă.
tu vrei să pur bogații, de exemplu, dă-i mă să știi. Ciolacul, hai să-i taxăm să nu știu ce. Nu e normal să nu știu prea ce. Ciolacul chestia asta. Să zicem, luăm ca simplu. Avem aceeași discuție. E posibil că am mai făcut noi mișto de asta. E posibil ca Ciolacul să fie mai liberal, știi, decât media. Sau politicieni în general, nu doar Ciolacul. Știi? Bine, Ciolacul poate e reprezentativ și pentru simplitate, că nu pare să fie citit vreodată ceva. Ok, ce vreau să zic? Da, deci ideea e că te lovește și pe tine, știi? Ca un bumerang, ca filmul ăla când îți dătea caseta aia, cum se numea. Apasă pe buton și moare cineva, știi? The Ring, nu? Sau, a, nu, a fost caseta, mai multe. Da. A fost mai multe. Știu la care te referi. Și tu apăsai, moare cineva pe care nici nu-l cunoști, știi? Cam asta se întâmplă și aici. Uite, dacă Anaf îl fură pe Alexandru, îl fură pe Alexandru. Alexandru vrea ca Anaf să mă fure pe mine și e un război al tuturor împotriva tuturor, știi? Adică ideea e că te lovește și pe tine, știi? Nu sunt loviți. În general, majoritatea sunt loviți. Deci în jocul ăsta, foarte, inclusiv Dragnea a fost lovit. Deci foarte puțin câștigă să spui, da, domnule, ăsta a fost beneficiat de, nu știu, Teodorovi sau... Inclusiv Băsescu a fost lovit. Da, lasă-l pe Dragnea că n-a ajuns președinte, nici măcar ministru, nu s-a pus la... Da, mă, la el argumentul era că până și hoțul va vrea reguli anti... Ce? Cred că Băsescu e beneficiar net tot. Net, probabil. Băgat, poate și cu costuri psihice, cu nu știu ce, știi? I-au băgat fetele la, fata la închisoare, de a făcut intră stroke la... în Parlamentul European. Asta intră la costuri psihice, știi? Dar dacă te-ai gândit doar la banii, iese câștigător. Eu știu dacă din fabrica aia de înghețat, adică pe care o furați de la stat, nu făcea mai mulți bani până acum. Nu cred. Nu cred. Skill-urile nu... Uite, am mai avut discuția asta. Cât de replicabile sunt. Ești bun la pufulețe, ești bun și la șantaje, la nu știu ce, politice. Poate nu ești. Poate nu sunt skill-uri diferite. Cred că Friedman zice că nu sunt în capitolul trecut. Când zice că ea merg pe putere, exercitarea puterii, el a mers pe satisfacerea preferințelor unor consumatori. Nu sta ce la skill-uri. Ca să văd că Dragnea e bun să administreze pufuleți, trebuie să-l las. Du-te în pihor, fă o fabrică. Altfel n-am de unde să știu, știi. E posibil să fie praf. Și o diferență între politicieni și produsele pe care le poți vota cu bani acum pe piața liberă, sunt și faptul că politicienii sunt concomitenți. Una este, să zicem, ce a făcut Iliescu după asta revoluție. Este capitolul asta următor. E capitolul următor, dar înainte, țineți ideea, înainte de ce capitolul următor, mai sunt două contraargumente pe care le aduce el aici. Primul este ăsta, că dacă trăim într-o lume în care cei care vor un anumit serviciu plătesc pentru el, păi noi o să trăim într-o lume creată de bogați, ăsta e contraargumentul. Bogații o să-și permită să facă orice, săracii nu o să-și permită să facă nimic. Și am discutat în episodul trecut de ce nu e cazul, de ce mai degrabă ăsta este cazul pe piața voturilor decât pe piața liberă. Și asta e ăsta ar fi unul dintre contraargumente. Și cel de-al doilea, care era ea mai jos? Ăsta că dacă vorbim de bani, nu o să decidă banii legea. Da. Că se consumă. Și că se consumă. Am discutat deja de problema asta. Și al doilea este că dacă ne permitem ca chestii pe care astăzi le considerăm ilegale, cum ar fi droguri, prostituție, alte chestii de genul ăsta, nu o să se ajungă și la cazul în care o să ajungem să considerăm legală crima. Și răspunsul pe care îl dă Friedman la chestia asta este nu, crima e o impunere și asupra unei terțe persoane, nu e cu victime. Noi ne referim la chestii fără victime. Și asta e discutabil, dacă e o majoritate de criminali. Ți-am mai spus, dacă ai o majoritate de criminali, au un comportament foarte, cum să spun, foarte... Nu e posibil să nu foarte reiasă... inconsistent. Dacă ai o majoritate de criminali și să presupunem că măriți o majoritate de criminali cu sistemul unei piețe, oricum ai o minoritate de oameni care sunt interesați să fie apărați.
O să plătească mai mult. Și costul ca să-ți aperi viața e mai... Păi dacă ai puțin, dacă majoritatea de criminali înseamnă 80%. Când ei plătesc mai mult, nu înseamnă neapărat că au bani. Plus că un criminal e posibil să ceară, permisiunea de a ucide. Adică există argumentul, nu că și un criminal... De la cine o să ceară? De la agenție. Nu, domnule, eu nu vreau regulat. Eu vreau să aibă. Păi da, și o să aibă o agenție care o să-i permită, să zicem că el plătește, nu știu, o să ai unii care o să apere direct fizic cu arme sau o să scoată mai mulți bani din buzunar să fie cu adevărat apărat. Asta bate și o să le impună costuri celor. Asta bate argumentul care spunea, uite și la Buchanan apare asta, nu că și criminalul vrea să fie... Păi vrea să fie apărat. Nu-l bate. Criminalul vrea să fie apărat, că altfel este sinucigaș. Și dacă ai o majoritate de sinucigași, poți să-și rezolve singur problema. N-au nevoie de ajutor extern. Vreau să gândești de obicei la vikingi. Vai, oameni care vor să distrugă. Stai apere pe tine. Dar nu sunt așa mulți. Nu, să zicem că sunt. Nu, criminalii ăștia. Dacă sunt. Atunci e nasol. Dacă sunt, Costel, dacă sunt și îi împuternicim de piață și să presupunem că inițial se îndreaptă asupra, își îndreaptă eforturile asupra celor 15%, da, care preferă să nu fie uciși, mm-hmm. Da? Ok. Trec un număr de ani, da, 10 ani, 20 de ani, 30 de ani, îi termină pe aia. Pe aia 15. Da? Ce se întâmplă după aia? Tu mor între ei. Uite, asta e întrebarea. Ea zice că în maxim 3 generații un asemenea sistem nu supraviețuie, se curăță singur. E o atitudine anti-evoluționistă, anti-evoluție. Da, ok, ça va. S-au omorât, nasol. Și adică asta e ce au vrut pe de-o parte, iar ei, la alți săraci, au avut un ghinion că n-au putut să fugă și să mobilizeze costuri. Nu are sens asta să spui că și el preferă? Ce? Regula. Să nu fie omorât? Regula, vorbim de regula. Care este regula? Care este regula, Costel? Să criminalizezi crima. Să penalizezi. Un criminal preferat. Nu mai suntem în primul scenariu. Poate inițial nu preferă, dar teoria lui Vali este că la un moment dat ajunge să o prefere de nevoie. Chiar și în orice context pot spune că asta e întrebarea. Nu, el nu vrea să fie omorât, dar vrea să fie protejat și să nu-l omoare. Păi cum? Uite, dacă există regula, este un că comportament inconsecvent, da? Dar nu o să țină cont de regulă. Că se gândește doar la interesul lui, să nu-l omoare ceilalți. Da, nu, exact. Nu mă interesează că se gândește doar la interesul. Întrebarea e cine are dreptate. Că regulă, care spune că și el vrea regula. O regulă sau Rodbar, care generală. Rodbar spune că el nu vrea regula. Nu are dreptate. Nu știu. Care este regula în continuare? Să nu furi, să nu ucizi. Regula este să nu furi, să nu ucizi. Și criminalul o vrea. Spune Buchanan. Și nu o vrea, spune Rothbard. Înclin să cred că Rothbard nu are dreptate aici. Nu putem să știm ce e în mintea unui criminal. Nu, se gândește, e și în interesul lui. Asta tinde să-i dea dreptate lui Buchanan, că el vrea să nu fie furat. Să nu, adică argumentul meu era, ia să lăsăm noi până și criminalii liberi să aleagă, ca să vedem ce e în mintea unui criminal. Știi cum o poți dizolva? Să nu se aplice... El să nu fie pedepsit. O regulă. El să nu fie pedepsit. Și asta este un comportament inconsecvent, da? Dacă e regula să ucizi și regula să nu ucizi, una dintre ele poate fi aplicată consecvent tuturor, cealaltă nu. Păi da, el acceptă să... Da, exact. Să fie aplicată, da, la celălalt. Când zic, când... Tuturor îl include și pe el. Dacă în tuturor nu se include și el, are un comportament inconsecvent. Da. Păi și ce dacă el e criminal, poate să fie inconsecvent când vrea el? Ok, dar noi discutăm acum sistemic. Corect. Păi nu, că nu spune că tuturor. El spune dacă că... discutăm sistemic și ai un sistem de criminali care se comportă inconsecvent, sistemul va fi inconsecvent. Ce e așa de greu de dus până la capăt ideea. Noi doar ne jucăm. Motiv pentru care e un moment foarte bun să trecem la următorul capăt. Hei, zi, Gabi, aia. Deci ideea care era. Ăla experimentează. Dacă nu ai posibilitatea să
vezi ce ar putea face doi politicieni în aceeași perioadă de timp. Ați imaginat? Pe când... Dacă ar fi câștigat Joana. Ce-ar fi făcut Joana? Da, da. Da, da, numai că avantajul... La Iohannis cine a fost? Ah, Dăncilă. Avantajul pieții. Avantajul pieții este că nu trebuie să-ți imaginezi cum ar fi să ai o altă băutură decât Coca-Cola care să fie făcută din cola. Duci la magazin și o cumperi, că există. Sau e pe piață și o să apară. Între 1996 și 2000, să zicem, când a fost Convenția Democrată, mai avea avut doar cola pe piață și după aia avea avut Fanta între 2000 și 2004. Da, da. Zici, bă, dar poate și atunci voiam... Fanta după 2004 e portocalie. Între 2000 și 2004 aveai suc de roșii. Asta e argumentul pe care l-am discutat noi în rate rânduri până acum, care putea să fie la orice pus, la pantofi, făceam de obicei. Și Friedman face cu mașini, cu mărci de mașini. Dacă ar trebui să votăm lucrurile pe care să le folosim următorii 4 ani, am fi toți mult mai săraci. Și asta e argumentul, mi se pare, lui Friedman. Zice, mecanismul ăsta în care oamenii nu sunt liberi, ba chiar își doresc ei pentru că trebuie să fim uniți și să existe această coerență. De ce nu e sărac? Sunt doi, trei pantofari. Nu, nici măcar, e unul singur. E unul singur. I-ai dat monopol pentru 4 ani de zile. I-ai dat monopol pentru 4 ani de zile. Ce pantofi să fac? Păi să fac două feluri de pantofi. Știi cum un politician are două păsărici. Face aia și face aia ilaltă. Și cizmarul șef. Cam și avut, da. Nu, dar în exemplul lui puteai avea mai mult, mi se pare. Era un fel de oligopol. Nu, în exemplul lui nu putea. Cu mașinile. Când ai... cu mașinile. Nu, da, ziceam, 4 ani ai Dacie, următorii 4 ani toată lumea numai BMW-uri. Noi din 2009 încoace, da? 2009? Nu, scuze. 2014 încoace, da? Știm cum e România cu Iohannis președinte. Dar nu știm cum e cu altcineva. Și nici nu puteam să știm în oricare ar fi anii post 2014 și până astăzi. Da? Ăsta este argumentul. Bine, poți zice că oricare era mai bun, poți să zic. Nu știu, dar se care... știe. Nu se știe, nu. Poate Iohannis a fost cel mai bun. Nu zice Hop, da. Nu știu dacă oricare era, dar ideea e că nu poți să nu poți să știi. Nu poți să zici, păi uite, astăzi încercăm... Nu, dacă îi pui după altul. Deci, dacă astăzi. Și dacă nu ne place, ne întoarcem la el. Da. Dar nu poți să faci chestia. Dacă pui în 2024 pe președinte pe, să zicem, pe Joana, nu că ar vrea. Nu-l duce, nu-l duce. Nu, ideea este că altul. Nu poți să zici, uite, vezi, dintre 2024 și 2029, să zicem că crește venitul românilor de 5 ori. Nu poți să zici după aia, ok, se putea întâmpla cu Joana între 2014 și 2019, la fel, să crească venitul de 5 ori, nu poți să știi. Depinde, pentru că e altă perioadă de timp, alt context, alte, nu e... Depinde și ce aceleași măsori. Aceleași condiții. Da, poți face abstracție de... Poți să zici, uite, cu ce a venit Joana? A venit cu tare, sunt bună, da, sunt bună. Exact, depinde și ce măsori. Poate venitul să rămână la fel sau să scadă, dar oamenii să fie mai liberi. Face abstracție de stai că a fost secetă în 2016. Nu, facem abstracție de secetă. Luăm ce politici fiscale are. Asta, asta și asta. Era mai bine cu ele? Păi strict austriac? Da, pot spune. N-ai nevoie de testare empirică. Da, dar ar fi trecut? Păi nu. Dar ar fi avut pushback de la populație? Ieșeau sindicatele în stradă? Mi se pare că e ca... propunerea aia cu salariul minim. Da? Câteodată ai salariul minim, o dată n-ai salariul minim. Ai mai mult șomaj, nu, schimbi salariul minim, pardon, și ai șomaj mai mare, o dată mai mic. Și poți să zici păi asta ziceam, e mai bună sau nu e bună? Strict austriac poți zice. De pe poziții, școala de la Chicago nu poți zice că sunt amestecate și nu știi cum se duc influențele. Dar strict austriac poți spune, știi, controlul prețurilor, nu știu ce, rezultă cu tare. Dar deci vorbim de U, mi se pare că... Un preț sub prețul pieței, da. Mi se pare produsul de pe piață. Deci nici nu mă interesează că a fost secetă de când. Și da, Joana din 2024... Pentru Friedman e problema, că el e Friedmanian, ca să zic așa. El trebuie să uite la... Tu te uiți la principiu aici, zicem, la salariul minim. Dar ideea este că Joana, care, să zicem, abolește salariul minim în 2025... A, tu zici de implementare, dar noi asumăm ce te dispare. Că e aplicat, știi că se aplică. Nu, dar Joana din 2025, care abolește salariul minim, în 2014, dacă ar fi
luat președinția, ar fi implementat aceeași valoare? Păi asta ziceam. Că nu poți să știi. Păi noi asumăm că se face chestia aia, știi? Că e același joană. Că e ca și cum îmi zici, fii atent, noi discutăm despre salariu minim, eu zic, un salariu minim, cum e, sub prețul pieței, crea așa șomaj, nu? Sau peste? Peste salariu. Peste. 15-20. 15 prețul pieței, peste, 20. Da. Peste. Uh-huh. Creează șomaj. Noi asta discutăm, discuția noastră nu mai e, păi stai puțin că n-a creat șomaj, că nu s-a aplicat. Nu, noi discutăm că s-a aplicat, înțelegi? La fel și cu joana. Știu, dar nu asta... La principiu zic că se poate merge pe procedeul tău. La Costel, om, hai să nu se poate. Discuția ceteris paribus ești că și se aplică. Costel. Că e același persoană, același Joana din 2020 și același din 2015. Da, aceeași politică. Da, aceeași politică, a fost USR-ul la guvernare, da? Opa. A fost, da. Șase luni pentru mine înseamnă? Au venit în alegeri cu un program de guvernare. Șase luni și în coaliție înseamnă? Au venit în alegeri cu un program de guvernare. Da. Da. Au făcut ceva din programul ăla? Nu. Cred că da, nu știu. E de văzut. Eu aș zice că nu. Chiar nimic? Păi da, dar nu e vina lor. E posibil să facă chestii. Dacă e vina lor sau nu e vina lor, ce vreau eu să spun este că înainte de alegeri îți vine orice partid, da? Am dat exemplu USR-ului că era cel mai la îndemână, dar îți vine orice partid cu un set de promisiuni, zice că face și drege și rupe și îi termină pe micuți, da? Și... Așa fac mulți înainte și de căsătorie. Și ce? Și când s-a întâmplat vreodată chestia asta? Uite, Nicușor Dan, de exemplu, da? Îl așteaptă bucureștenii să vină la primărie să salveze București din 2012. Au făcut și partid, l-au dat pe mâna altora. Numai să vină odată Nicușor, să a venit Nicușor. Și ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva din ce a promis Nicușor că se va întâmpla? Nu, nu s-a întâmplat nici dracu. Asta e foarte bună. Pentru că n-a avut cu cine. Deci dacă Nicușor îți aplica... Evident că asta este o parte bună. Dar cererea publicului era să facă. Și el n-a făcut. Dar delfinile zăferiți că ne-a avut bani. Ce a făcut Nicușor a fost să continue toate programele lui Firea. Poate. Și ce a făcut în plus, n-a mai dat auto. Eu cred că nu l-a condus. Mi-a plăcut formularea că am salvat la faliment. N-am spus că l-a condus și l-a continuat. Ce a făcut el asta în plus față de ce ar fi făcut Firea în minus, este... Dar nici asta nu-i de unde să știi, că nu ai pe Firea contrafactual să verifici. Punem, da? La loc. El n-a mai dat atribuții de... Nu, cu ăsta, autorizații de construcție. În București. N-a mai dat. Ale trebuia să că n-a vrut să-l dea. Dar pe de altă parte, dacă se scula Firea supărată, zicea că mai cumpără niște, mai scoate niște bani dacă condiționa aceste autorizații de o mită mică, poate nu dădea nici ea, din alte motive. Fiți atenți, o chestie mică. Nu că iau apărarea, că nu știu ce a făcut, dar la un bloc, dacă nu mai repari până sub sol, lumea nu prea vede. Și zice, mă, ce a făcut ăștia? Numai că lucrurile merg pe acolo. Există oameni care zic că el cu toate greutățile pe dedesubt a reușit să plătească datorii, vreau să zic că se poate chestia asta. Ce să mai poate, voiam să zic adineori, este că n-a continuat alea proiectele lui Firea, ci proiectele lui Firea L-au condus pe el. Și asta. Păi da, tot sistemul ăla de deep, nu e deep state, e deep city hall. Dar ăla merge, e ca la ex prime minister. Alea merg, ce-a dorit Nicușor? Știi cum a făcut Băsescu? L-a oprit jurnaliștii când era împotriva lui Joana. Și zice, domnul Băsescu... domnul Joana a zis cu tare despre dumneavoastră. Și el a făcut, cine Joana? Și a plecat. Și așa face și deep state-ul din de la noi. Uite, la mașini nu pot spune că există tendința să fie mai bune totuși. Dacă ai un singur producător? Nu, tendința generală, tendința medie. Eu cred că tendința este din cauza concurenței. Exact. Tendința este, ai dreptate, grație concurenței. Deci pot spune că în două etape, că mașina, că Dacia din 2020 e mai tare decât... Grație concurenței. Dacia din... Da. Da, dar problema este, în la data inițială, Dacia era mai bună, așa cum era ea la data inițială? Nu. Deci, asta este problema, că nu poți să faci comparație în politică față de piață.
A luat un BMW 99. Bă, dar dacă luam un Logan, nu era Loganul pe vremea aia. Dacă luam un Logan. Nu fac o comparație cu Solența, nu, Supernova, cred. Solența a apărut în 2003, în 2003, mi se pare. Nu fac comparație cu Loganul de acum, din 2022. Fac comparație cu ce Dacia era în 1999. Da. Deci argumentul e că la polițien nu poți experimenta în același simultan. Timp simultan. Da, simultan. Da. Timp, spațiu. Fie... Nu, și mai ai încă un contra, un factor și ca groaznic, să, că din cauza că, deci lumea zice, păi îl schimbi peste 4 ani, peste 4 ani ai tot unul singur, iar nu e cu adevărat o piață, deci piața merge în presiune așa, da, și face ceva. Ca să-ți dau, argumentul ca să-ți dau ție dreptate, poți face diferența. Doar în cazul în care presupui că un program de guvernare este fără suflet, se implementează, adică ce spune ea, așa e, dar realitatea e că sistemul politic este o încrengătură extrem de complexă de acțiuni umane, uh-huh, pe care nu le politice poți prezice. Poți avea imagini, te poți spune că USR-ul e mai liberal de PSD. Deci tu poți să faci chestia aia pe care ai spus-o tu, să zici, dacă s-ar implementa această măsură, știi din punct de vedere economic ce consecințe are față de neimplementarea ei. Dar nu funcționează în felul ăsta. Adică asta ar fi, deci, ideea haosul, vine... Și haosul poate fi modelat, asta vreau să zic. Nu. Deci cu toată incertitudinea, cu toate astea, tu poți spune, cred că Ciurlacul e mai... Dacă haosul, Costel, dacă haosul poate fi modelat, o să planifice economia. Incertitudinea. Deci cu toate variabile, cu alea, cred că PSD-ul e mai prost decât PNL. Nu ai informații să spui chestia asta. Informații? Ce știu despre PSD? Nu, cu cum să spun, cu sentința asta, informații tu, nu poți să, tu nu poți să dai decât în evaluarea ta subiectivă. Nu poți să dai ca nu știință. Poți, nu poți să dai ca știință. Eu estimat. Da, o estimare, da. Estimare, da. Da, dar ai mult mai puține informații și aici vine exemplu, putem să sărim, mm-hmm, la capitolul, mm-hmm, următor. Aici vine exemplu de faptul că atunci când ieși pe piață, lucrezi cu informații imperfecte, lucrezi cu cunoștințe imperfecte și totuși trebuie să ai o alegere, să iei o alegere. Să cumperi X, să nu cumperi Y. Te riști. Friedman zice că pe piață, atunci când faci chestia asta, tot ai mai multe informații și mai multă certitudine în concluzia pe care o ai, cumperi X în locul lui Y, decât atunci când votezi, bazându-te pe predicțiile modelării haosului și ce... Tale, asta, informația în sine, da, este, păi, și mult avut mai corectă. USR-ul nu l-ai avut? Păi uite, asta ți-a spune și eu. L-ai avut? Și lumea ar spune, păi nu, că n-au fost liberi să facă ce vor, că au fost legați de mâini și de picioare cu peneliștii care răi și trăi și tros. Plus și că atunci când atunci avut... vin și eu și întreb, l-ai avut? Ai, așa se gândi. Ei, și ați amici? Zici, da. Știi cum e? E ca și cum ai avut cola, dar a stat capul cu pus. Tot e. Vezi că arată mai bine decât... A stat capul cu pus, a stat în mâna altuia și tu doar ai mirosit-o cel mult. De cât ai o tecola, ai o de aia de sticlă comunistă și ai o Coca-Cola care arată bine, bă, fapt, cred că e mai bună aia. Nu e așa? Îți dorești? Visezi așa? Îți imaginezi? Nu, dar nici chiar așa legat la ochi. El zice că nu experimentați simultan, știi? Coca-Cola ai băut, ai băut și Coca-Cola, ai băut și Pepsi. Când? La două secunde am băut, una după alta. Acolo când? Pe la 4 ani am ajuns. Da. În capitolul ăsta nu-mi place de Friedman că spune, el concede socialismului că atunci când este format din oameni perfecți, vorbim de capitolul cu 3 cu bikini, da. Este, nu? Da. Este mai bun, este mai, să zicem, ok pentru oameni, așa decât capitalismul cu oamenii perfecți. Păi și de ce nu-ți place chestia? Că am spus-o și noi aici în emisiune de multe ori. Păi dacă e făcută din oameni perfecți, ce să nu-ți placă? Socialismul? Nu. Societatea făcută de oameni. Socialismul. Păi nu, dar socialismul între noi este un sistem care
din definiție, îi obligă pe unii să ceva. Mm, da. Și atunci, oamenii perfecți nu o să facă socialism. Nu o să obligă. Da. Atunci sunt imperfecți definiția... dacă obligă pe cineva. Ok. Right? Right. Dar ceea ce cred că vrea el să... Ce înțelege el prin oamenii perfecți aici este faptul că poate sunt buni. Poate sunt doar foarte disciplinați sau ceva. Știu să cete... O parte de economie poate îți dau prețuri. Da. Corecte. Precozi, n-ai nu știu ce, știi? Mm-hmm. Nu omor, hai să zicem, chiar dacă ți-a cogonțile mai, nu știu, mai cu grație. Mai. Bine, aici mie mi se pare că repetă un pic argumentul de la primul capitol despre care am discutat astăzi. Ăla că piața oferă opțiuni și are, cum să spun, acomodează agregarea unei voințe populare atunci când dorințele poporului sunt, scuze, dorințele indivizilor sunt diverse. Da? Și de ce contează chestia asta? Pentru că dorințele indivizilor chiar sunt diverse, pentru că vorbim de aceleași resurse, nevoi nelimitate, chestii de genul ăsta. Dacă ai, repet ce am zis mai devreme, unire în gânduri, cuge și simțiri, da? Și toată lumea acolo este convinsă, toți. Deci ăștia sunt oamenii care sunt perfecți pentru socialism. Ar fi oamenii care în permanență ar adera la scopul comun. De la fiecare pentru după posibilități, pentru fiecare după nevoi. Și indiferent ce nevoi și ce târâturi de oameni ar întâlni, nu și-ar schimba nimeni, niciunul, unanimitate, această dorință. Ăștia ar fi oameni pentru perfect. Care socialismul ar fi perfect. Oamenii ăștia nu există. E împotriva condiției umane să nu răspunzi la stimul extern. Ba chiar și dacă ar exista de într-un ce? Moment, pentru că... s-ar putea ca oamenii să schimbe părerea la un moment dat. Deci ar trebui să tot întrebi. Mai sunteți de acord? Mai sunteți de acord? Dar odată ce tot întrebi, e drăguț. Deci, tu te gândești că toți oamenii sunt socialiști. Eu mă gândeam mai mult la lideri, cred că și Gabi, nu? Mai mult la lideri. Liderii socialiști sunt... Nu, toți. Mă gândeam, chiar nu, dar într-o societate de oameni perfecți n-ai adică... mai avea lideri ăștia. Ei ar fi doar niște angajați, niște delegați care să agrege în management niște chestii. Nici măcar, pentru că nici măcar, pentru că perfecți înseamnă că și gândesc și iau decizii în unanimitate fără să se consulte. Avem aceeași informație disponibilă în același timp. Ar fi the bond. Ar fi și telepatici un pic așa. Dar mai avea nevoie de lider să le spună ce să facă, să nu știe. Nu, știm toți ce e de făcut, e corect așa, o singură variantă, scrie pe hârtie și să rezolvă, da. Asta e, adică tu când faci, să zicem, covrici și unul profită de pe urma ta... Profită de pe urma ta. În sensul că are nevoie mai mare și mănâncă mulți covrici decât tine, tu să nu te gândești la fiind perfect. Da. Cu entuziasm faci mai departe covrici. Da, dar ceea ce unde aș veni eu să contrazic această percepție și bine și Friedman a contrazice de vreo câteva ori la, mi se pare în capitolele precedente chiar, spune că dacă ar exista o asemenea categorii de oameni, da, chestia asta chiar dacă ar arăta ca socialism, e de fapt capitalism, pentru că toată lumea e de, ba chiar mai mult, de fapt libertarianism, pentru că toată lumea e de acord. E voluntar totul. Nu e nimeni obligat. Deci, din întâmplare, oamenii aia se întrajutorează cumva, dar faptul că oamenii se întrajutorează nu înseamnă că la socialism. Da? Păi cum că seamănă? Păi seamănă, numai că e voluntar. Da, uite că nici experimentele astea voluntare, cred că se referă și în capitolul ăsta, nu prea au ținut. Deci astea voluntare, vezi că nu, îi unește ceva la început, motivul, carisma unui lider, exact. Nu știu ce, după aia ia mai lasă. Motivul pentru care nu țin este că atunci când dai de, nu degeaba i-a dedicat Ayn Rand, că urmează să ne legăm de ea mai în capitolul următor, dar nu degeaba i-a dedicat Ayn Rand unul dintre cele mai tari capitole din Revolta lui Atlas, dictonului ăsta faimos de la fiecare după posibilități pentru fiecare după nevoi, ca să explice exact ce se întâmplă,
în lumea reală, nu într-una de asta în care oamenii nu răspund la stimul extern. Plus că societatea asta de oameni perfecți ar fi ca atunci când avem doar soare, umbrăm un bikini, vorba lui Friedman, și nu plouă niciodată. Da. Ceea ce nu se întâmplă. Ceea ce nu vrem să se întâmple. Ce-am simțit eu când am ajuns la capitolul ăsta era că mulți oameni privesc mecanismele astea, ideologiile sau, în fine, seturile de idei capitaliste versus socialiste, le privesc ca pe un, ca pe un joc. Deci li se pare în, în lumea capitalistă este doar concurență. În mintea multora, în, într-o lume capitalistă, e doar concurența, e ca un joc, cineva trebuie să câștige. Păi și ceilalți o să piardă, este groaznic. În lumea socialistă, e tot ca la un joc, dar cine câștigă trebuie să, să dea cu zarul, să dea și lui altul. Că nu e, nu e neapărat după regulă să mai dă și cu zarul în socialism, dar mă rog. Ce vreau să zic este că lumea reală este despre libertate. Nu este un joc în care ne respectăm niște reguli că, nu știu, ni le-a impus cineva. Da? Poți foarte bine să ai, să respecti viața. Poți să respecti fructele muncii omului, da? Capitalul acumulat. Și ce... Atâta am de zis. Că oamenii, de fapt, vor în, în viața pe care și-o imaginează că urmează, ce vor ei? Ei vor coerență. Marea majoritate a oamenilor, astea sunt părerile mele doar, da? Marea majoritate a oamenilor se gândesc, păi dacă zici să fie, să fim uniți, sau să fie o singură one nation under a groove, e ceva ce pot să înțeleagă. Dacă tu înțelegi piața, nu e haos. Pentru tine, dacă înțelegi piața, nu e haos. Este o regulă pe care o înțelegi și vezi că îți dă rezultate mai, mai bune, și poți foarte bine să trăiești cu chestia asta. Pe când oamenii speriați de aparenta incoerență a pieței, eu sunt mulți factori acolo, aoleu, nu, nu vreau, vor să simplifice lucrurile. Și simplificatul ce aduce? Sărăcie. De ce nu avem lucruri frumoase? Din cauza că majoritatea votează pentru lucruri simplificate. Și se ducă la stat, libertate. Se ducă la stat să caute, dacă îi se pare că e haos, piața liberă, se ducă la stat, la, nu știu, la o clădire de asta cu multe birouri, să caute... Să-i aducă formularul 200B da. Și... Nu, să caute, nu știu, am de plătit, camera 7. A, păi nu se poate, ați venit cu copiile... Și acolo, acolo să vezi, Kafka, știi, du-te la... s-au mai eficientizat. Mie mi-au cerut stat de vedere. Nu, cred că prima se referea la... Și-a plătit ceva și a zis că a mers poate... Nici nu... Ea era pregătită că urmează să, să treacă printr-un labirint din ăsta kafkian și zis că nu, că a mers, a fost aici și aici și a plecat acasă. Wow! 5 minute. Da. Nu, cred că el se referea la cooperare. Da, nu era nici coadă. Cooperare versus competiție. PR-ul ăsta al socialismului. Nu știu, dar tot se supraestimează. Dom'le, ce inteligent, ce nu știu ce. Nu e... Sunt niște prostii, nu e nicio inteligență să spui, uite, ce înseamnă cooperare, înseamnă altruism, și piața liberă înseamnă competiție, darwinismul. Nu, vezi, asta e, aici vine, vin două din bubele acestui tip de raționament. În primul rând că e o comparație falsă, competiția de pe piață nu este competiția darwinistă. În competiția darwinistă cineva câștigă și cineva pierde, întotdeauna. Pe când în competiția de pe piață, piața fiind liberă, schimburile fiind voluntare, ce să vezi? Toată lumea câștigă. Toată lumea câștigă într-un schimb. Ai două părți, fac un schimb, au câștigat. Asta e problema, problema pe care am mai vorbit-o noi în, într-un alt episod. Socialiștii nu înțeleg, ei neînțelegând teoria valorii subiective, bazându-se pe teoria valorii muncă și poate să zicem și oamenii de rând care au absorbit, au absorbit prin osmoză chestia asta, nu înțeleg de ce se petrec schimburile. De asta pentru ei e haos, pentru că văd piața că face schimburi și nu înțeleg de ce.
Și e haos. Eu am explicat de curând unui întreprinzător că să fac schimburi din cauza că fiecare dintre părți simte că are un profit. Și el e antreprenor de mulți ani și a zis, e foarte interesantă chestia asta. Cum adică? Scrie un proză fără să știu. Asta zic și el, și el probabil e antreprenor tot prin osmoză. Mali, fii atent, da, tu da, te-ai gândit la schimb și într-adevăr la schimb, cel puțin exante, câștigam. Poți să regreți un schimb, trebuie să o porcăria de cola. Dar există și pierdere în competiția dintre patron și în competiția dintre muncitori. E clar că unii pierd. În competiția dintre... Dintre patron și între muncitori. Eu cred că, stai. Cine unii nu câștigă, cu cine? E o diferență felsus pierd. Păi ăla care dă faliment. Da, ăla, doar nu mai câștigă. Cum nu e și pierdere, și, efectiv? Deci patron și muncitor. Deci între patron ca o clasă, competiția între patron ca o clasă și competiția între muncitori ca o clasă, da? Nu competiția între patron și muncitori. Da, păi asta zice Mises că e eroarea lui Marx, că le vede exact invers. El vede Marx ca fiind coeziune în interiorul clasei și conflict între clase. Pe când el zice că e exact invers. Exact invers, da, exact. Muncitorii și patronii câștigă reciproc atunci când interacționează reciproc, pentru că acolo se petrece un schimb, muncitorul dă la schimb muncă pentru bani, patronul ia la schimb munca pentru bani. Da, și dacă merge fabrica, merge fabrica, merge și muncitorul, nu exact, merge fabrica. Exact. Stă acasă, bate din buzunar. Însă muncitorii între ei concurează în stil darwinist pentru că, de exemplu, poate nu sunt decât X locuri de muncă. Că dacă asociem darwinismul cu comportament agresiv, nu zice. A spune că e competiție. Nu, că e. Unul câștigă un loc de muncă și unul pierde un loc de muncă. În sensul că eu când mă gândesc la Darwin, te gândești la o dată un leu care mănâncă o antropă. Nu, dar uite, poți să faci o altă comparație. La acțiunea agresivă, piața liberă nu. Nu, aia nu e. Aia nu e, aia nu e darwinistă, aia e între leu și antiopă, e aproape simbiotică. Noi vorbim aici între leu și concurentul leului direct. Păi și aia nu e. Care ar fi, nu știu. N-are. Tocmai asta e. Leu n-are. Deci da, noi vorbim, când intră, de exemplu, un pește de apă, nu știu, din ăsta invaziv, da, într-un ecosistem stabil, ăla e genul de concurență care se petrece între muncitori. Se petrece pe niște resurse, nu se petrece, nu e genul ăsta, că genul ăsta nu se apucă nimeni să vâneze oameni pe stradă. Da, dar ăsta e sensul social. E greșit. Sensul, adică este asociat cu ceva ce nu se întâmplă în lumea umană. Care era diferența? De ce nu e? Ce înseamnă darwinismul tradițional? Survival of the fittest. Adică dacă a intrat cel mai adaptiv într-o populație de... Deci nu ai comportament agresiv acolo? Nu neapărat. În survival. Dar poți să. În timp ce piața liberă n-ai. Da, o ai pentru că există mecanismul ăsta. Unele animale sunt mâncare pentru altele. Da, ei se gândesc și la partea, de fapt, exclusiv la partea de agresiune fizică. Asta e o chestie care nu există. Faptul că eu sunt patronul tău e o relație de violență socială. Simt ei, zic ei, da. Păi da, asta e discursul mainstream, strâncit. Da. Asta e. Nino, socială. Nino, mult. Așa. Da, i-am darwinist, înseamnă că dacă vine o cioară acum cu 3 ciocuri, să zicem, sau 7 aripi, da, apare în România și se multiplică și începe să mănânce toate boabele și toți strugurii și toate resursele din așa, vrăbile, coțofenele și celelalte păsări, nu mai au ce mânca și atunci dispar. Și o să rămână doar cioara aia. Cioara aia nu trebuie să mănânce vrăbii neapărat. Asta este competiția darwinistă? Da. Ce faci? Ce se bate pe resurse. E mai adaptată în a prelucra resurse și în a obține și prelucra resursele. Și câștigă. Și vrăbile, coțofenele, neavând atâtea aripi și câte. Așa. Fără să se bată cu el. Fără să se bată cu el. Așa și muncitorul. A luat locul de muncă, dar să zicem că e super muncitor din asta care da, e. Nu e. Trei lucruri de muncă. Sensul e ăla de junglă. Da. Nu știu, ultima oară când m-am uitat pe stradă, n-am văzut oameni vânându-se. Adică nici, poate doar până, am auzit că până Africa de Sud s-ar întâmpla chestii de genul ăsta, dar
La noi nu. Nu, dar e și chestia asta că violența, orice e violență. Chestia asta din leftism. Au nebunit. Da, orice e violență. Nu că te-ai uitat urât, aia deja e crimă. Faptul că, nu știu, chestii inocente, știi, ai călcat cu dreptul, ești de dreapta, ești de extremă dreapta. Da, și exagerarea din zilele noastre este că nu te-ai gândit să întrebi dacă nu cumva îl deranjezi. Adică asta e ultima nebunie. Atunci când ne apucăm de filmat episoadele astea, nu avem de obicei în plan cât de mult să dureze și nu știm exact dacă materialul pe care l-am pregătit va fi prea lung în cazul de față. Se pare că materialul pregătit a ieșit mult prea lung ca să-l putem prezenta într-un singur episod. Așa că pentru Costel Stăvărache, Gabi Munteanu și Alex Chiriac, eu am fost Valentin Berceanu. O să încheiem aici acest episod al podcastului Indodi. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, că mai bună decât toate.